Mica America. Ca nu 1-2. Dar nu era acasă care deci, să ne aibă vecină. Deci, care a fost chestia? Aia care nu a avut la ce să se întoarcă aici, care au fost mai săraci și au plecat în America, nu a mai venit. A propat o mare comoară prin sat și au venit oameni și de prin Serbia să caute comoara. Dacă vezi, scrie John Vidu. Da, scrie John Vidu. Da, 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 da. Și acum vreau să vă arăt desertul copilăriei. Plâns atât de mult din ochii săi albaștri până a făcut lacul. Bă, peisajul ăsta e de vis, bă. Asta e adevăr? Când spun eu adevărul. Adevăr? Bună dimineața! Bună dimineața din Ilidia, cred că așa se pronunță. Suntem în Banat, într-un sat foarte frumos pe care ni l-au recomandat prietenii noștri Andrei și Andrada și l-am văzut și noi la un... Era un documentar ceva de la TVR și am decis să venim să vedem, pentru că satul ăsta e numit Mica America, dacă vă vine să credeți. Astăzi eu vă spun bună dimineața netuns, nebărbirit. Arăt, zici că m-au cules de pe stradă, am dormit pe străzi ultimii ani, dar atât s-a putut. E atât de multă lume peste tot încât n-am reușit să-mi iau programare nici măcar la frizerie. Ne îndreptăm către Cheile Nerei și am decis să facem oprirea asta aici, să explorăm acest sătuc care pare foarte, foarte drăguț, dar foarte, foarte pustiu. Canicula din România în zilele astea e ceva de nedescris. E ceva de nedescris. Este abia ora 10. Ca să ajungi din Timișoara trebuie să mergi pe drumul către Moravița, cum ar veni. Face aproximativ o oră și 40 de minute. Apoi te deviezi către Ilidia. Vă puneți pe GPS, dar să știți că ultima parte a drumului este oribilă. Da, oribilă. E plină de gropi. Aveți grijă cu mașina, vă faceți thunder dacă nu sunteți atenți. Și după o oră și 40 de minute aproximativ, o să ajungi în satul ăsta. De ce e numit Mica America? Bine, Vidu și după vin. John, Vidu și în 28 de minute. Se spune că prin început de secol, nu, prin începutul secolului 20, mare parte din locuitorii acestui sat sau comună au plecat, au emigrat în Statele Unite și cu banii făcuți acolo și-au construit casele din satul ăsta. Acum, cei care arăta mai bine decât anii anteriori, pentru că e un fel de festival, nu știu dacă e numele corect festival, vin câțiva voluntari și redecorează, vopsesc casele în anumite sate ale României, reacondiționează sate, programul o să vă pun aici, și au vopsit 30 de case din 2021, să vedem dacă le găsim. Au câteva singularități casele de aici, cum ar fi geamurile bârfitoare. O să vă pun cadre să vedeți, uite, vă văd acolo în fața mea, unde oamenii ieșeau frumos să vadă tot ce se întâmplă afară, pentru că casele au toate șobloane din astea, în afară de un geam. Geamul ăla, ieși să vorbești cu lumea, să bârfești, să vezi ce se întâmplă, cine mai trece prin fața casei. Uite. Și porțile, da, asta o altă chestie renumită a caselor din acest sat, porțile astea mari și vedeți geamurile în afară de ăsta, geamurile bârfitoare. Și acolo altul. Nu. Hai să dăm o tură, vedem ce găsim, iar apoi către Cheile Nerei. Am vorbit cu voi, v-am povestit și mi-am pierdut prietenii, nu știu unde sunt Andrei și Andrada. Aș putea trăi fără ei, dar am venit cu aceeași mașină și cheile-s la ei. Se află în județul Cara Severin, deși e foarte aproape de Timișoara. Acum, mergând către Cheile Nerei, am aflat și eu că în județul ăsta, în zona asta, țării sunt vipere. Deci trebuie să avem foarte mare grijă, că acum mi-a dat paranoia. Și e foarte cald, e extraordinar de cald. E de vreme să fie așa cald. Cât e ceasul chiar? 11. Uite ce dace frumos aici. Am făcut 2 ore? Sub 2 ore, o oră și 40 ceva de gen. Cam mers ușor. Partea asta, ultima bucată a drumului, e oribilă. Va spune câți oameni trăiesc aici, dar nu pot să vă spun acum, pentru că aici nu este semnal deloc. Pe telefon, cel puțin pe Vodafone, avem semnal deloc. Deci... Bună ziua! Bună ziua!
tras aici la umbra copacului. Și aici, nu știu dacă merge, nu cred că merge, cred că e închisă. Eu cred că merge. O fântână aici. Și un pârâu ceva, care, surprinzător, pe cât de mic e, parcă dă puțină răcoare. Da, parcă mai vine puțin aer. Sunt și pești în el. Mă, e plin de pești ăsta, mă. Micuț așa, dar e plin de pești. Hai, ce moment am ales eu să nu mă tungi, să fiu nebărberit pe căldura asta. Poftim? Vrei să bei? Uite, este aici o cană, dacă vrei să bei și... Acum că merge. Păi da. Că e funcțională. Ha, nu, nu-mi trebuie. Sper doar ca tu să fii un câine cu minte sau să-ți fie suficient de lene încât să nu ne mănânci, pentru că ai 2 metri. Ia uite. Asta după semnele de pe alea au fost al un om care a făcut vin sau a avut vie. Și asta zice Andrei, care e acolo, a fost făcută de oamenii despre care v-am vorbit, voluntarii care vin și reamenajează. În ultimele zile s-a accidentat pictorița și a rămas jumătate de casă făcută și jumătate nu mai a putut să fac. Ce faci aici? Hai că ghiulea ta cafeaua. Ai neamuri pe aici? Eu nu, nevastă mea are. Are pile? Are pile, da. Avea și bunica mea prune de-astea verzi, dar nu-ți recomand. Păi? Se face gura pungă. Oa! Oa, îmi plouă mie în gură și mănânci tu. Mă, ce frumos aici. Da. Ce verde-i tot. De când ai scris casa? 1800? 1840. Ma! Dar se simte răcoare de când intri în curte, frate. Uite aici, struguri. E zidul ăla de piatră de la intrare, îți pare genial. Care? A face toată casa în jurul lui. Toată casa a învârtit în jurul stai lui. Stai să văd dacă se vede de aici zidul. Da, putem și pe aici. Uitați cum e curte. Ai vrea și tu o casă de vacanță din asta, a? Aha. Te-ai băga? Aici în sat? Dar ai văzut că nu-i nimeni pe străzi. Păi nu, tu aici vii ca să hibernezi. Ia uite zidul vechi al casei. Și avem un leagăn. Măsuța romantică acolo cu o lumânare. Am intrat în casa oamenilor aici, m-am infiltrat la ei în casă. Ia uite. Bă, e ireal. Cel mai bun aer condiționat ever made. Cât de răcoare e la umbra sub la umbra unui pom. Eu aici mi-aș face un grătar, o masă și două șezlonguri și aici aș sta. Mă lasa, eu nu pot să mă opresc din a repeta cât de răcoare e aici față de ce e afară. Deci afară e, băi, un cuptor. Și aici e... viața mea. Na, joacă-o pe asta. Un sac de bere în apă. Se răcească natural. Na, n-am mâini, că am camera. Fluturi. Ia uite ce fluturi mov. Nu, sunt fluturi mov, mă. Da. Și asta e casa lor de vacanță, ei nu stau aici tot timpul, nu? De fiecare vecină are partea lui de pârâu. Da. Acolo are unul ca bănuță. Acolo. Casa aia de acolo, ce aia foarte gingașă. Aici. Da, și mai vindeau la pustă, pe ea de la pustă, veneau cu gâu aici și ăștia le dădeau țuică. A, făceau trocă. Știți, ei nu erau în România. Porți din alea. Da, cowboy style. Da. Altă treabă, altă viață. Am trecut-o, vândut-o. Dacă vede, scrie John Vidu. Da, scrie John Vidu. Da, da. Da, da. Și el a venit din America și a făcut casa și a scris John. Da, John. John. El din Ion s-a făcut s-a... John. Da. Da. Așa au văzut el la America, că erau John. Așa a fost tot în România, sunt prea lui Caragiale care zicea linguri. Păi și... Purpulision, că nu știa cum se numește. Păi cam... Bine, noi i-au schimbat numele, știi, și el s-a lăsat. Da, da, da. Ca să zică mica America, înseamnă că au fost mulți care au plecat, nu unul, doi. Dar nu era acasă care deci, să ne aibă vecină. Deci, știi care a fost chestia? Ăia care nu au avut la ce să se întoarcă aici, care au fost mai săraci și au plecat în America, nu au mai venit. Ăștia care au fost mai înstăniți aici și s-au dus numai să sângă bani, să vină să... Ca acum, știi? Să continue să... Să continue, au venit la coșul, au fost comuniști și au gas pe toți. Și după aia eu mă trășit, știi?
Interesant. E happy ending. Da. Da, doar... interesantă povestea, da? Satului. Da. Adică e... Nu vezi toată ziua așa. Dar nici toată casa. Dar casa asta mea, nu, a mea și a mea e făcută mai târziu, de la 1700 și ceva. În sudul Franței sunt casele exact seamănă cu așa. Tip cetate, împrejurit de jur, împrejur cu zi. Cu din astea de piață. Pentru că la noi, gardul cu vecinul, tot li vine să fie în altă fost. Și aici la rul la fel. Numai că în timp, la 1800, când s-a făcut casa. Și a mei, aici casa asta din Arpinț, deci majoritatea au pivnițe. La bunicii mei, numai una din pivnițe, ale două, una din pivnițe, e cât casa asta. 18 camere are camera, casa bunicilor mei. Steluț? Aia ai făcut așa, știi, fiecare generație... 18 camere, aveau blocuri la noi în Vălăgă. Și hexagon. Și fiecare generație au făcut câte unul. Câte unul parte din hexagon. Și prima testare că a fost la casa funciară la... Dacă funcționează la Oravița, prima testare de la 1912, casa bunicilor, primul scris, dar bine scris, cu litere din alea germanice, 1712, ai zis 1900, scrie din alea, cu gotic, deci nu prea înțelegi, am fotografiat eu alea și mi l-a tradus cineva, bine, anii să văd, știi, numai Restul scrisului. Deci atunci și-s făcut așa, fiecare generație a construit. De jur împrejur, numai așa. Dacă aș avea zidurile astea, toată casa aș face... Bă, eu mi-imaginez... Nu zidului, deci tot în curtea mea și... Eu atât încerc să-mi imaginez un sat românesc acum 70, 80, 100 de ani, să-mi imaginez... Acum 300 de ani, așa, că la 1700. Băbuțe care vorbesc italiană, engleză... Se explodează creierul. Păi, de exemplu, eu când eram mici, veneam cu soră-mea aici, noi aveam mare, dar n-aveam toaletă în casă, aveam afară, într-adevăr. Dar aveam o încăpere unde avea, era o cadă din asta, din tablă zincată, dublu, perete dublu, și la capăt avea o chestie unde punea jar în ea. Venea cu apă caldă, umpleau apa, cu apă caldă, și puneau jar acolo, iarna, nu iarna. Și vara ne scotea aia în curte, o umplea cu apă și noi ne făceam baie fiecare zi, ca și... Nici energie nu făceam baie. Mie scoteau butoi afară. Da, deci noi aveam... Așa ca o... Dar era mare, știi, de ce făceam. Ce tare. Da. Da. E foarte deosebit. Altă lume. Și aveau ăștia mei la birt, acolo aveau ghețărie, știi? Deci o încăpere închisă complet, prin pod alimentau cu... Aveau o ușă aici. Și prin pod băgau cu aduceau cu căruța de la Oravița de aveau de alea le băgau acolo și de aici aveau o chestie așa mare, nu, aici aveau o chestie, cum era plină aia, numai deschideau ușa și scoteau câte unul și ele veneau așa. Și după aia le spărgeau și le puneau să țină țuica, vinul, alimentele la rece. Bă, cred că ne-a născut prea târziu, mă, și vreau să trăiesc aici când era cu american, cu puști, cu legende, cu comori, cu treburi. Eu așa vreau să trăiesc în niște din alea. Ce să faci? Aia a fost. Valea Jiului a fost. Da. Știu că v-am promis că mergem repede la cheile Nerei, dar o lungim pe aici, am fost și am văzut morile. Și acum vreau să vă arăt desertul copilăriei. Ia fiți atenți aici. Ia fiți atenți aici. Ia aia dacă merg. Sunt o granite. Merg de la capricio, dar pe calea pe gol. Ioi. Ce bun ești! Fantastic! Ignea Vidu și după aia s-a renovat... Ignea Vidu și după vin... John Vidu și în 28 a renovat. El care a venit din state, da. Și a modificat numele, da? Ia uite ce zicea aici de John. Ia uite, deci casa asta s-a vândut cu 30.000 de euro, frate, dacă vă vine să credeți. Fai, fantastic! De suntem foarte fericiți că am avut ocazia să stăm de povești cu oamenii ăștia. N-am filmat foarte mult, că na, când intri la om în casă, nu-i pe camera în față, dar trăiesc acum aproximativ 100 de oameni, dar bătrân, restul vin în casa de vacanță, cum sunt și ei, adică nu locuiesc permanent aici și vreau să vă îndemn să veniți în satul ăsta și dacă vreți un motiv extra, să știți că pe aici trăia un domn pe care îl chema, îi spuneau Avram Neamțu, dacă nu mă înșel, era un haiduc care se îmbrăca mereu cu haine nemțești și se spune că a îngropat o mare comoară prin sat și au venit oameni și de prin Serbia să caute comoara aici, au venit evident toți localnici, au căutat comoara și încă nu au găsit-o, deci dacă aveți nevoie de
Mi s-a pus o viespe pe deget. Dacă aveți nevoie de încă un motiv pentru a vizita locul, poate vreți să veniți să găsiți comoara. Dacă te uiți la unele care mai rămas, acolo. Unii au alte, unii au topoc pus, unii au o furcă, eu știu ce mai au. Ce tare! Îmi te-o povestea acum că, vedeți, sunt unele simboluri pe case. Ăla de acolo are o furcă pe casă și ăsta are o găleată. Nu știu, să vedeți, să mă apropii un pic, bă, cât de mișto. Uite, vedeți, e o găleată acolo pe ușă și asta însemna că la alarma de incendiu ăștia ieșeau cu găleți, ăia ieșeau cu furci, ăia ieșeau cu cine știe ce unelte aveau, de câte ori se declanșa o alarmă de incendiu în sat. De-aia sunt puse semnele astea. Cât de tare! Grup organizat. Mamă, deci uitați-vă ce e aici la intrarea în Cheile Nerei. Bă! Oh my god! E ca pe Corso. Oh my god! Când am venit din Serbia, atunci am prins cicliști. Acum prindem hikeri, atât repede extraterestri. Doamne, dar cât, cât sunteți, bă? Trei familii. Trei familii de la Ciopeia, de acum? De la Limezeni. Dar mergeți mai relaxați, că nu ne grăbim. Da, nu. Da. Mașina... Vezi, mașinile electrice, dacă nu se aud? Da. Ultima oară mașina calcă, nu... Ultima oară când m-am uitat, eu durea când dădea unul cu mașina pe tine. Calcă, nu babardești. Doar una. Bună! Am mai fost, dar mai de mult. Deci dacă mă țineți minte, trebuie să faceți stângul, devine mașina ce aia. Fac? Da, mă, ce mă nervează asta. Trebuie să plătiți 10 lei de persoană. Ok, dă-te-mi 10 lei. 10 lei de persoană, da? Da, cred că am eu lei. Nu, dar ce faci, că vreau să informăm ceva, măcar a început, ne-am luat păgulit. Da. De-aia cred că lucrezi la Ocolul Silvic, nu? I've been thinking for days, yeah, I've been thinking for years, that I'll tell myself I'll stop the things. Gata, după ce am mers vreo jumătate de oră cu mașina pe drumul ăla forestier, acum mai avem de mers încă vreo jumătate de oră pe jos, pe drumul ăsta, către Ochiul Beiului, cred că se numește. E lacul ăla albastru de aici. Faza e că mie mi-e foarte frică de vipere, pentru că sunt foarte multe în zona asta, din câte am înțeles. E și afișul la intrare. Se spune că au venit turci aici, au ajuns la o biserică care era plină de, cum zice, de măicuțe, așa le spune. Și ele foarte speriate de turci, s-au dus la icoană, la sfânta, nu știu ce sfântă, că am uitat, și s-au rugat să scape, așa că fecioara, mă, fecioara l-a transformat în șerpi pe toate, în vipere. Și când au intrat turci în biserică și au văzut solul plin de vipere, s-au speriat și au fugit și aia. Asta spune legenda. Sunt vipere. Asta e important. Avem de mers ce aia? 3,4-45 minute? 3 pe 4. Ce înseamnă 3 pe 4? Și nu puteam scrie 3-45 minute? Mergem. Drumul frumos, pe aici răcoare. Nu e atât de cald măcar. Copacii ăștia își fac treaba. I'm scared as fuck, I'm a pussy. Îmi primeam ca aminte de Borneo. Numai în Borneo mergeam așa uitându-mă în toate direcțiile. Și Andrada a zis că a fost aici acum puțin timp și a văzut două. That I need to rearrange things. I'll be a man of God and faith, and I'll wash away my sins. I have my soul cast in the lake and burn my days away. Oh God, I've lost the only thought that keeps me sane. Ca să simțiți ceea ce simțim și noi, o să întorc camera. Și o să stăm în liniște aici toți patru, să vă teleportați puțin aici, fiți atenți. Mă, peisajul ăsta e de vis, bă.
Astea sunt locurile pe care trebuie să le vizitez vara. Pe lângă litoral, dar aici e o răcoare din asta naturală de care chiar ai nevoie și apa asta e foarte limpede, impecabilă. Mai avem încă vreo 10 minute până la lac. Ce face, Bita? Mama, aici chiar e frig, zici că a deschis cineva frigiderul. Uite fluturile. E rece bogna, a? Dar ce păcat că e așa puțin apă. Păi, na, e secetă, nu plouă, e normal. Îți imaginezi când e mai mult apă, ce frumos e? Nu, în toamnă. Mulți fluturi. Da, foarte mulți și de colorați. Cred că am ajuns. Lacul e mai mult o baltă, dar uitați-vă cât de albastru e, nu e nicio culoare, n-am lucrat nimic. Sper să mă auziți că se aude aici o mică cascadă. Raluca e acolo, face poze. Uitați-vă cât de frumos poate să fie, ce culoare are. Dar e mai mult o băltoacă decât un lac. Lac e mult spus, nu? Da. E un lac mic. E un lac, da. E un lăcuț. Un lăcuț, da. Bă, dar ce fain e. Și eu, ca de obicei, vin cu legendele. Se spune că în zona asta trăia un otoman foarte, foarte supărat pe viață el, așa. Știa toată lumea că e un om nervos tot timpul și avea un copil, avea un fiu care avea ochii foarte, foarte albaștri. Avea ochii foarte albaștri și uite ce pești mari. Mamă, dar ce mari sunt! Așa, iar fiul lui s-a îndrăgostit de o valahă, o româncă de prin zonă și otomanul era supărat că nu menține tradiția și nu s-a căsătorit, nu ar vrea să se căsătorească cu o altă turcoaică și a vrut o româncă, așa că a dat ordin să fie omorâtă fata. Și fata a fost omorâtă de oamenii turcului, așa că băiatul a plâns atât de mult din ochii săi albaștri până a făcut lacul. Asta e legenda. Dacă ai făcut din lacrimi, nu-ți făca nimic. Da, dacă vezi așa, e chiar huge și a plâns mult cu ochii săi albaștri. Uite, nu știu dacă se vede pe cameră, sunt acum niște fluturi mov. Vezi? Da. Asta e legenda lacului, care e plin de pești. Acolo văd, nu știu cum se numește chestia asta, dar din nou e plin de iarbă din asta. Foarte fain, foarte, foarte fain. Merită vizita, bă, nici să nu vă treacă prin minte să nu veniți aici dacă sunteți prin zona. Adică, mie îmi place mai mult aici decât în satul în care am fost înainte, deși satul avea poveștile sale interesante. Ia să dăm o tură așa pe aici, să-l putem aprecia din toate unghiurile, dacă tot am venit. Sper să vă placă și vouă. Fantastic. Foarte, foarte drăguț. Stai să ne uităm și de vipere. Nu cumva să o facem de oaie. Să ne muște vipera de... Și normal că plimbarea ne-a fost întreruptă de Ralu care ne cere poze. Au s-a așezat acolo. Iubi, fă-mi poze. Așa că... Iubi trebuie să facă poze. Aia e. Câsăf. N-ai câsăf. Cum i-am pus ăsta, mă? L-am pus invers, frate, și nu-mi ziceți niciunul nimic. Bun, lacul văzut. Un pic mai încolo este o cascadă, dar presupunem că e... Nu e cascadă, pentru că nu e apă, efectiv. Nu e apă, nu a plouat, e caniculă, nu o să fie nimic. Cum se numește cascada, Andrada? Beușnița. Beiuș e un sat din Bihor, Raluca, în care am fost. Așa, Beiușnița, ceva de genul. Aici puteți să vă așezați, să vă faceți poze frumoase cum s-a așezat și Ralucuța. Văzută, acum trebuie să ne întoarcem către mașină. Mergi vreo 30 ceva de minute pe jos, după aia mai mergi cu mașina vreo 30 ceva de minute până la ieșirea din parc, unde bai de-o i-am plătit 10 lei de persoană să intrăm. Am uitat să vă spun chestia asta. Și este și o păstrăvărie, cred că așa se spune, da, și un restaurant pe care ni l-au recomandat oamenii din satul pe care l-am vizitat în prima parte a acestui video, așa că să mergem acolo să și mâncăm, pentru că acum, dintr-o dată, e o umiditate din asta grozavă, pentru că vine ploaia. Mă bucură foarte mult că vine ploaia și că ne răcorim puțin, dar momentul pre-ploaie nu-i foarte plăcut. Da, let's go. V-a plăcut? Sper că v-a plăcut. Foarte frumos. Este doar un peștișor, unul. Nu, am văzut eu. Ai văzut? De fapt, nu, unul, am văzut și eu ăsta. Ăsta, da, se plimbă prin tot... E un păstrăv singuratic. Nu. Hai. S-a plăcut, iubita? Da, iubit, e frumos. Da, iubita. Uite. Da. E frumos. Da, iubita. Mă trezesc cu mult necaz.
Mă trezesc cu mult necaz. Eu și vocea două. Cu dorul pe față stins, cu dorul pe față stins. Ioane, pe Ioane, pe vocea doi, nu? Aia, eu nu pot să dorm. Ba, chiar faci bine, mă. E 4 și noi n-am mâncat nimic, nici n-am luat micul dejun, nici nimic. Suntem pe fasting astăzi. Uite ce frumos e locul ăsta, fiți atenți. Aia, un cărnăcior așa. Aia nu se pune. Uite ce frumos, nu l-am mâncat. Nu, am luat două guri din el. Nu v-a plăcut. Uite, Nest Box. Uite ce frumos se vede. Ce fain amenajat e. Problema, bă, știi care e problema aici? Că e foarte cald și aici. Da, bă, dar aici la umbră e ok. Zici? Da. Cred că e necesar să menționez că de multe ori vedeți la Valiera și se aude ca acum, că nu e la Valiera, pentru că o pun și uit să o pornesc. Pentru că nu sunt obișnuit cu ea și nici nu o să mă obișnuiesc și o să o arunc, dar să știți. Suntem începători. Da. De multe ori o vedeți aici și poate vă gândiți, bă, dar parcă nu se aude la Valiera, pentru că ea e aici, dar nu e, că e stinsă. Mi-am cerut ce am vrut de mâncare, bă, aștept să vină. Arăt ca ultimul boschetar, bă. Trebuie neapărat să mă tund. Uite, la Valiera asta mi-a stricat tricoul ăsta Levi's, pe care mi l-am cumpărat cu 30 de euro cu o săptămână. Mi l-a stricat aici la Guler, aici. Mi l-a șifonat la Guler aici. Un tricou nou am și eu, mi l-am stricat. Ce? Păstrăvul merge cu salata de sfeclă. Nu merge, noată. Noată păstrăvul. Deci așa, dă din coadă. Dar dacă ți-ai comandat păstrăv și vrei să comanzi salată de sfeclă, comandă-ți iubita, nu contează, merge tot acolo, se îngrămădesc toată. S-au pus ție niște Romanian sausage meat, adică micinesc. Micinesc. Păstrăv cu mămăliguță, frumos. Luca a descoperit o pasiune către păstrăvi în ultima perioadă. Andrada la fel, Andrei și-a luat coaste, ia uite-le cum arată. Și mi-a luat un burger de vită, ia uite, castraveți murați, ceapă roșie, bine, frumos, cu cartof wedges ăștia. Am băut o cafea între timp, înainte, și o apă minerală și poftă bună la toată lumea. Poftă bună, Doamne ajută! Auziți, da? Auziți, vine ploaia vieții, am mâncat, am dat păstrăvul și burgerul, a fost și cafea și suc, a fost vreo 100 de lei, foarte bine. Oamenii ăștia au mâncat super bine. Ion, scuze! Astea fiind spus, închide vlogul aici, pentru că vine mare ploaie. Pregătiți-vă că mai urmează cel puțin două vloguri din România înainte să plecăm către următoarea destinație. Două, trei. Amin. Asta e adevăr. Când spun eu adevărul. Adevăr. Băi, e groasă. Sper să vă fi plăcut acest video. Ralu vă pupă și vă iubește și eu la fel. Pa. Deci dă cu niște fulgere. E Odin supărat că n-a venit ori la cină în noaptea asta. Deci, hai leu, mi-e frică. I'm scared.